Bine ați revenit! Azi trebuie să răspundem la a șaptea întrebare cu titlul Echilibru. O balanță foarte sensibilă a fost echilibrată cu ajutorul a două bile de raze diferite, așa cum vedeți în desen. Dar important este că balanța este în echilibru. Mai trebuie să precizez că cele două sfere se dilată foarte puțin, neglijabil atunci când temperatura lor crește cu câteva grade. Deci, întrebarea n-are legătură cu dilatarea sferelor. Acum vă rog să presupuneți că balanța se găsește într-o cameră, dintr-o casă, iarna, și a fost echilibrată la o anumită temperatură, la rece. Și că după echilibrare, pornește centrala termică și încălzește casa, deci și încăperea, camera în care se găsește balanța. Întrebarea este, în condițiile descrise, rămâne balanța în echilibru dacă crește temperatura în cameră? Atunci când vorbim despre balanțe, ne gândim doar la mase și greutăți. Dar mai sunt și alte forțe în afara greutăților, care acționează asupra corpurilor pe care le cântărim, în afară de forța cu care le atrage pământul și pe care o numim greutate. De obicei, uităm că trăim pe fundul unui ocean, oceanul atmosferic. Deci nu e un ocean de apă, dar e un ocean de aer. Și când ne găsim într-un fluid, indiferent dacă e lichid sau gaz, aici, pe Pământ, apare o forță arhimedică. Să presupunem pentru început că avem o balanță și două bile care se găsesc în apă, așa cum vedeți în acest desen. Dacă ar fi fost așa, v-ați fi gândit imediat la forța arhimedică și ați fi găsit ușor răspunsul la întrebare, folosind următorul raționament. Forța arhimedică acționează întotdeauna în sus, adică are întotdeauna sensul opus greutății, așa cum vedem în desen. Ea este egală cu greutatea fluidului dezlocuit, adică cu greutatea apei care ar încăpea în interiorul bilelor dacă acestea ar fi goale. Înseamnă că, dacă balanța noastră este în echilibru, forțele care acționează asupra bilelor ar fi cele pe care le vedeți în desen, adică cele două greutăți și cele două forțe arhimedice. Iar balanța ar fi în echilibru nu pentru că cele două greutăți sunt egale, ci pentru că diferențele dintre greutăți și forțele arhimedice sunt egale. Cele două greutăți nu sunt egale. Pentru a avea echilibru, trebuie ca greutatea bilei mari să fie mai mare decât greutatea bilei mici, pentru că forța arhimedică asupra bilei mari este mai mare decât forța arhimedică care acționează asupra bilei mici. Și acum ce se întâmplă dacă încălzim apa? Apa se dilată, adică își mărește volumul, ceea ce înseamnă că densitatea ei scade. Dar dacă densitatea scade, scad și forțele arhimedice, deoarece apa care ar încăpea în volumele celor două bile ar fi mai ușoară. Însă forța arhimedică ar scădea mai mult în cazul bilei mari decât în cazul bilei mici, deoarece volumele sunt diferite, în timp ce greutățile rămân aceleași. Și din această cauză n-am mai avea echilibru. Diferența dintre greutatea bilei mari și forța arhimedică ar fi acum mai mare decât diferența dintre greutatea bilei mici și forța arhimedică care acționează asupra acesteia. Deci, bila mare coboară dacă apa se încălzește. Exact același lucru se întâmplă și în aer. Diferența este doar cantitativă, adică forțele arhimedice sunt mult mai mici decât în cazul în care sistemul ar fi în apă, de vreo 800 de ori. De aceea ne trebuie o balanță foarte sensibilă pentru a pune în evidență efectul acestor forțe slabe. Dar efectul există. Deci inițial avem echilibru, când încălzim aerul din casă, acesta se dilată și o parte din el iese din casă. Are pe unde? Pe sub uși, pe lambinările geamurilor, pe găurile cheilor și așa mai departe. Așa că densitatea aerului din
casă, deci și din încăperea în care se găsește balanța, scade. Și atunci scad și forțele arhimedice. Iar forța arhimedică care acționează asupra bilei mari scade mai mult decât cea care acționează asupra bilei mici. Deci bila mare coboară. Acesta este răspunsul corect. Doi logicieni, Ana și Bogdan, fac un concurs în care câștigă cel care află primul numărul ales de celălalt. Regulamentul este foarte simplu, fiecare are voie să întrebe ceva în legătură cu numărul celuilalt, dar fără ca întrebările să conțină expresii de tipul mai mare sau mai mic, iar celălalt trebuie să răspundă corect, adică să spună adevărul. Așa că se înțeleg să aleagă fiecare în secret, bineînțeles, un număr întreg între 1 și 30. După ce aleg numerele, trag la sorți cine să pună prima întrebare și câștigă Ana. Și apoi are loc următorul dialog. Ana, este numărul tău dublul numărului meu? Bogdan, nu știu. Este numărul tău dublul numărului meu? Ana, nu știu. Este numărul tău jumătate din numărul meu? Bogdan spune, nu știu. Este numărul tău jumătate din numărul meu? Ana răspunde, nu știu. Și atunci Bogdan spune, știu ce număr ai ales. Ce număr a ales Ana? Succes pe săptămâna viitoare!